pace. Ionuț mi-a dat la intrare o sticlă de apă și i-am spus ar putea până să mi se facă sete să termin deja. Ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu și nătăzgesc că Dumnezeu vede nevoia fiecăruia dintre noi și va vorbi și în această dimineață și se va folosi și de mine într-un fel sau în altul. Doresc înainte de toate să ne ridicăm și să punem și acest timp înaintea lui Dumnezeu. Doamne, cuvântul tău este adevărul. Luminează-ne prin cuvântul tău în această dimineață. Venim înaintea ta ca biserică și te rugăm, în numele Domnului nostru Isus Hristos, curățește-ne de orice păcat. Fă, Doamne, în această dimineață ca inimile noastre să fie un pământ bun în care Tu să poți semăna cuvântul Tău, cuvânt care mai târziu să dea roadă în viața noastră de zi cu zi. Binecuvintează-ne în ascultare, fă-ne atenți și, Doamne, fă ca acest cuvânt al Tău să fie o sabie care străpunge inimile noastre și inima mea înainte de toate. Binecuvântat să fii în mijlocul nostru, vorbește-ne, noi, robii tăi suntem gata să ascultăm ce vrei să ne spui. Amin! Poate ar trebui să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Galateni în capitolul 5 și să citim și contextul a ceea ce vreau să spun în această dimineață. Mă voi referi la un rod, în special al Duhului Sfânt, dar probabil citirea mea ar trebui să fie în această dimineață Roada Duhului este, din potrivă, pacea. Ar fi un text prea scurt și poate ar trebui să vedem și contextul în care ni se vorbește. De aceea, haideți să luăm de la versetul 16, Galatei, capitolul 5, până la 25. Până la 26. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și acestea sunt prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai Lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Haideți să ocupăm loc. Roada Duhului, așa cum spunea și Ionuț în această dimineață, este rezultatul prezenței Duhului Sfânt în viața noastră, a credincioșilor. Și unul din principalele motive pentru care Duhul Sfânt își face prezența în viețile noastre este de a ne transforma după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Roada Duhului Sfânt este diametral opusă roadei naturii noastre păcătoase, pe care o moștenim cu toții la naștere. Spune David, și acest lucru este valabil pentru fiecare dintre noi care suntem în această dimineață prezenți, în Psalmul 51: Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Roadele naturii noastre păcătoase sunt enunțate în acest capitol, în Galateni, și am văzut care sunt în versetul 19 și în versetul 20. Aceste două versete descriu acei oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, care nu se află nici de cum sub influența Duhului Sfânt. Natura umană, natura noastră păcătoasă, produce roade care reflectă natura omului netransformată. Dar când în noi există prezența Duhului Sfânt, prezența via Duhului Sfânt, Duhul vine și produce roade ale Duhului, ale caracterului lui Dumnezeu. Un creștin, pentru că este într-un proces de transformare, nu va reuși întotdeauna să arate de plin toate roadele Duhului în viața lui, pentru că este într-un proces de transformare. Dar, unul din scopurile principale ale vieților noastre este ca în mod progresiv să dăm voie Duhului Sfânt să ne transforme și să producă tot mai mult rod în viețile noastre. Dar, în același timp, să dăm voie Duhului Sfânt să biruiască în noi acele forțe și acele păcate și acele vicii care se opun transformării noastre. Aș putea spune că fiecare din aceste roade ale Duhului Sfânt sunt răsături de caracter ale Lui Dumnezeu. Imaginați-vă că atunci când Duhul Sfânt produce rod în viețile noastre, noi suntem transformați mai mult în asemănarea Lui Dumnezeu. Roada Duhului am putea spune într-un cuvânt, în câteva cuvinte, roada Duhului reprezintă caracterul lui Dumnezeu, reprodus prin Duhul Sfânt în urmașii Săi. Roada Duhului reprezintă caracterul lui Dumnezeu, reprodus în urmașii Săi, prin Duhul Sfânt. Există o condiție a rodirii și aceasta este valabilă pentru fiecare creștin ca să nu avem îndoieli, condiția aceasta este spusă de însuși Domnul nostru Isus Hristos. Această condiție este rămânerea în El. Ne este prezentată în Ioan 15, versetul 4 și 5. Condiția rodirii vieților noastre este rămânerea în El. Sunt unii care cred că pentru faptul că s-au botezat sau pentru faptul că merg săptămâna la biserică, sau pentru faptul că ascultă predici cât de des posibil sau citesc cărți, viața lor va produce în mod automat roada Duhului. Rămânerea în viță, rămânerea în Domnul, este condiția esențială ca Duhul Sfânt să producă rod în noi. Și aceasta se manifestă doar prin părtășia noastră zilnică cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin o creștere constantă în cunoașterea Lui Dumnezeu și în apropierea noastră de El. În minutele următoare, aș dori să vorbesc despre ceva în parte, să ne oprim în detaliu asupra unuia din roadele Duhului Sfânt, sau, să spun altfel, să ne oprim asupra uneia din trăsăturile de caracter ale Lui Dumnezeu, care este pacea. Probabil una din cele mai mari dorințe care, pe care o au oamenii, mai ales și în aceste momente tulburi și de frământare pe care le trăim, este nevoia de pace. Pentru lume, pentru cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, întotdeauna pacea este absența a ceva. Absența problemelor financiare, absența problemelor materiale, absența uh, necazurilor și certurilor în familie, absența a ceva este pacea celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Lumea definește pacea ca fiind absența oricărui tip de probleme. Pentru noi, ca și creștini, pacea nu înseamnă absența problemelor. Nu ne promite nimeni acest lucru. Pentru noi, ca și creștini, pacea înseamnă prezența. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în mijlocul problemelor, situațiilor, pierderilor care pot să își facă prezența în viețile noastre. Viața este inconsecventă, viața este imprevizibilă. De aceea, Dumnezeu ne făgăduiește pace în mijlocul acestor lucruri, prin prezența Lui în viețile noastre. Pacea nu este absența a ceva, ci prezența cuiva în viețile noastre. Iisus îmbărbătându-și ucenicii, le-a spus în Matei 14 cu 27, vă las pacea mea, nu vă las cum uh, vă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. În prezent aș spune, oamenii caută pacea în multe feluri. Mulți dintre dumneavoastră poate știți că există pustnici care se izolează de lume în mod conștient și voit într-un loc în care să fie feriți de societate, de ispite și de provocările ei. Citeam că în Rusia numărul acestor pustnici este în creștere. Este, puteți să citiți, este un, un scurt reportaj despre un foarte cunoscut om de afaceri rus, uh, care este un miliardar rus care s-a retras timp de patru ani. Timp de patru ani s-a retras ferit de orice lux, de orice comunicare cu exteriorul, timp de patru ani ca să-și găsească pacea. Sunt și în România pusnici. Am văzut un reportaj care a fost făcut de Pro TV Și este un, 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 un pusnic foarte cunoscut care se retrage în chilia lui și doar o singură persoană, sora lui, vine și îl vizitează. Și când pleacă, îl închide pe din afară ca el să nu poată să iasă afară. Spune, nu vrea să iasă deloc afară, vrea doar să stea într-o părtășie constantă cu Dumnezeu, spune el. Unii spun. Ca să-mi găsesc pacea, am să-mi disciplinez mintea. Disciplinarea minții este soluția. Spunea Buddha, suntem modelați de gândurile noastre, deci vom deveni ceea ce gândim. Pentru a ajunge la pace, spun ei, atenția mea trebuie să fie 100% pe gândurile mele. Sunt alții care își disciplinează trupul prin sport, printr-un regim alimentar. Sunt alții care pun un accent deosebit pe îmbrăcăminte, pe aspectul uh, fizic, crezând că dacă vor depăși toate complexele de inferioritate, dacă vor avea un aspect cât mai atrăgător, vor fi mai apreciați de cei din jur și, în acest fel, vor găsi pacea. Sunt unii care lasă la o parte orice inhibiție, căutând să se bucure din plin de toate plăcerile vieții, crezând că vor găsi pace, împlinire în mijlocul lor, chiar dacă mulți dintre aceștia se confruntă mai târziu cu sentimente mari de vinovăție. Unii spun, succesul este soluția. Dacă voi ajunge în vârf, nu contează cum, la locul meu de muncă, într-o afacere, în studiile mele în voi dobândi pacea. Și în ultimul rând, și asta probabil cel mai grav, sunt unii care nu-și mai găsesc pacea nimeni și nimic. Sunt măcinați de depresii, de îngrijorări, de singurătate, uneori de lipsuri și ar fi gata să-și ia viața, încearcă să-și ia viața pentru a-și dobândi pacea. Aș vrea să vă spun în această dimineață că pentru a dobândi o pace de durată avem nevoie de ceva stabil, ceva neschimbător și ceva sigur. Isus spunea, nu vă dau pacea cum vă dă lumea. Lumea ne oferă o pace a circumstanțelor pozitive, a lucrurilor bune care se întâmplă în viața noastră. Pacea lui Dumnezeu nu ține cont de circumstanțe. Mulți dintre dumneavoastră probabil ați citit despre oameni ai lui Dumnezeu care și-au găsit pacea în închisori, în bagiocuri, în boală și sunt unii care și-au găsit pacea chiar dându-și viața pentru Dumnezeu. Mai departe aș vrea să ne oprim la pacea pe care ne-o dă Dumnezeu, această pace de durată, această pace neschimbătoare odată cu circumstanțele schimbătoare și cu fragilitatea vieții noastre. Probabil cel mai mare beneficiu pe care îl putem avea ca oameni în urma întâlnirii noastre cu Dumnezeu este pacea. Pacea cu Dumnezeu. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 5, vom vedea că ne spun primele două versete, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu prin Isus Hristos, asta ne spune cuvântul. Această stare de har în care am intrat este pacea cu Dumnezeu. Versetul 11 în capitolul 5 spune că prin Isus Hristos am căpătat împăcarea, am intrat în pace, în această stare de pace cu Dumnezeu. Inima noastră nu ne mai condamnă înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatelor noastre, pentru că ele sunt iertate prin Domnul nostru Isus Hristos. Două ingrediente sunt extrem de importante pentru a dobândi pacea noastră cu Dumnezeu. Dacă deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, în capitolul 48, sunt două versete extrem de frumoase. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta cavalurile mării. Aceste două versete vorbesc despre pacea pe care o dobândim prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu și umblarea în legea lui. Luare aminte la ceea ce spune: Eu te învăț, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vei lua aminte, pacea ta va fi ca un râu. Și ca o concluzie, spune versetul 22 în acest capitol în capitolul 48 din Isaia, cei răi n pace. Încrederea, ascultarea de Dumnezeu ne conduce la pace. Fiecare om care se numește creștin în această dimineață, credincios lui Dumnezeu, trebuie să experimenteze pacea lui Dumnezeu în trei domenii ale vieții. Sau, Trebuie să experimenteze pacea lui Dumnezeu în baza a trei relații. În primul rând, fiecare creștin trebuie să aibă o experiență spirituală prin care să-și dobândească pacea cu Dumnezeu. În al doilea rând, fiecare creștin trebuie să aibă o experiență emoțională în care să-și găsească pacea cu sine însuși. Și în al treilea rând, fiecare creștin trebuie să aibă o experiență relațională prin care să-și găsească pacea cu toți ceilalți oameni. În primul rând, pacea cu Dumnezeu este o experiență spirituală, cum spuneam, pe care fiecare dintre noi trebuie să ajungem să o avem. Prin harul lui Dumnezeu, nădăjdeți toți să ajungem să avem această experiență spirituală, să experimentăm cu toții pacea cu Dumnezeu. Cum am dobândit această pace? Sau cum o putem dobândi? Ce spunem de fapt când spunem avem pace cu Dumnezeu? Spunem de fapt și toți știm acest adevăr că Dumnezeu, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce, ne-a iertat păcatele. Și acum, Inima noastră nu ne mai condamnă înaintea Lui Dumnezeu. Avem pace cu El. Avem îndrăzneală curaj să stăm înaintea Lui. Ioan 3, 1 Ioan 3 cu 21 ne spune, Prea iubiților, dacă nu ne mai osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu, avem încredere, avem pace să venim înaintea Lui. Avem pace cu Dumnezeu, așa cum ne spunea și Roman capitolul 5, prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. M-am gândit la început să vorbesc mai mult despre această experiență relațională pe care trebuie să o aibă fiecare creștin cu aproapele său. Dar l-aș necinsti pe Dumnezeu să vorbesc mai mult despre această relație și să trec așa de repede fără să vorbesc despre crucea Domnului nostru Isus Hristos care ne-a adus pace cu Dumnezeu. Dacă deschis cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 53, vei vedea acolo vei vedea acolo suferințele care ne-au adus nouă pace cu Dumnezeu. Vei vedea acolo lucrarea prin care noi am dobândit această pace. Spune Isaia, capitolul 53, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că era pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile Lui, prin rănile Domnului nostru Isus Hristos, suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Slăvit să fie Domnul! Pentru unii, așa zi, creștini, și sunt mulți în lumea aceasta, sunt mulți și în România, și probabil și aici în Belgia, pentru mulți așa zici creștini, crucea este un simplu obiect, un simplu obiect prezent în casele lor. Uh, un obiect prin care poți să-i diferențiezi, probabil văzându-i pe stradă că poartă o cruciuliță la un lănțișor și să spui, ăsta nu-i musulman. Uh, pentru unii, Crucea este un obiect pe care îl văd deasupra unei biserici pe care o frecventează de două, trei ori pe an. Dar pentru noi, crucea Domnului nostru Iisus Hristos este esențială, pentru că este Harul lui Dumnezeu, eliberarea noastră, curățirea noastră, împăcarea noastră cu El. Și fie că suntem la muncă, fie că suntem în casa lui Dumnezeu, fie că suntem acasă, fie că suntem în orice altă parte, noi trebuie să purtăm cu cinste acest adevăr al crucii Domnului nostru Isus Hristos. Există o perspectivă istorică a crucii. Noi prin câteva ceremonii, în special prin cinea Domnului, ce am făcut duminica trecută, ne aducem aminte de crucea Domnului, de ceea ce a făcut pentru noi. Și Isus Hristos ne, ne cheamă prin cina Domnului, prin această ceremonie, ne cheamă să ne aducem aminte ce a făcut pentru noi. Dar de ce să avem o perspectivă istorică a crucii? Lucrurile acelea s-au întâmplat, am luat o decizie pentru Domnul. De ce să mai uh, stau în această stare și să continui să mă gândesc la acest lucru? Probabil pentru că. Trebuie să-ți aduci mereu aminte cât de mult te iubește Dumnezeu și cât de departe ar merge Dumnezeu pentru a te răscumpăra. Acest lucru, probabil, ar trebui să rezolve în fiecare din noi problema fricii, ar trebui să rezolve în fiecare din noi problema complexelor de inferioritate, să vezi cât de departe a mers. Dumnezeu pentru tine, prin crucea Domnului Iisus, ar trebui să rezolve în fiecare dintre noi problema rușinii, problema intimidării, problema sentimentelor de nevrednicie, problema sentimentului că îți spun alții în jurul tău că ești un uh, inutil, că ești un nimeni. Trebuie să fii o persoană importantă. Uită-te cât de mult a făcut Dumnezeu pentru tine pentru a te scoate din starea ta de păcat, din vicii, din probleme. Trebuie să privești, probabil, problemele tale actuale cu ochii în trecut, la cruce, și să spui, dacă mă iubești atât de mult, am pace. Mă va ajuta să biruiesc și acest viciu. Mă va ajuta să trec și peste această problemă. Mă va ajuta și să-mi găsesc acel loc de muncă la care râvnesc. Mă va ajuta. Îmi va da vindecare mie, copiilor. Îmi va mântui și copilul acesta rebel. Toate lucrurile acestea le poate face Dumnezeu, având o perspectivă istorică a crucii la care putem să privim. Dumnezeu ar face orice pentru a-și mântui copiii. Dar există și o perspectivă personală a crucii. Dacă deschizi Cuvântul lui Dumnezeu în, în Matei, în Romani, capitolul 6, în capitolul 6, ni se spune în versetul 4 și 5, Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, Vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Un adevăr foarte profund și foarte îmbucurător pentru viața mea. Nu doar trebuie să-ți aduci aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine, trebuie să existe o legătură personală între viața ta și ceea ce a făcut Domnul nostru Isus Hristos. Spune versetul 5: Dacă ne-am făcut una printr-o moarte asemănătoare. Cu a Lui. Pavel în acest verset leagă viața mea de moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și priviți ce spune însuși Domnul Iisus Hristos în Marcu 8 versetul 34 Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu e așa că are dreptate Domnul Isus Hristos când vorbește de a ne lua crucea? Nu e așa că viețile noastre au cruci pe care le purtăm? Nu e așa că fiecare dintre noi purtăm într-un fel sau în altul o cruce? Uneori, crucea pe care o purtăm este locul nostru de muncă. Ai fi fost arogant, ai fi fost probabil mândru. Ai fi avut, probabil, o părere prea bună despre tine, dar Dumnezeu te-a scos din țara ta și te-a adus aici ca să faci o muncă pe care o socotești de jos. Probabil, crucea ta este un șef care nu te înțelege, care este prea sever. Probabil, niște colegi. Cu care nu ajungi niciodată să te înțelegi. Și prin asta, chiar dacă socotești că este o cruce, poți să-ți dai seama dacă te gândești și te uiți în tine însuți că Dumnezeu te smerește ca să rămâi dependent de El și Dumnezeu să poată fi glorificat în viața ta. Sunt unii, și aceștia mai puțini, pentru care crucea este lipsa unui partener de viață. Ai crezut probabil că te vei căsători până la această vârstă și totuși, chiar și acum, Îl proslăvești pe Dumnezeu, chiar în mijlocul singurătății tale. Probabil nici cei căsătoriți n-au scăpat de o cruce. Și pentru unii, crucea este partenerul de viață. Toți cred că ești un om deosebit, toți cred că faci lucruri extraordinar de bune, mai puțin soțul sau soția ta. Toți îți sunt alături atunci când ai o înfrângere sau o bucurie, mai puțin soțul sau soția ta. Toți te laudă văzând în tine o mulțime de lucruri bune, mai puțin soțul sau soția ta. Nădăjduiesc că lucrul acesta nu l-am spus pentru niciunul dintre dumneavoastră, Nădăjduiesc să nu ajungem ca soți și ca soții să fim o cruce pentru soțul sau soția noastră. Uneori, părinții poartă o cruce prin copii rebeli care refuză, an la rând, să asculte chemarea lui Dumnezeu. Toate sunt ok, toate sunt bine în privința muncii, în privința familiei, dar acest fiu, această fică îți frânge inima. Pentru unii tineri, și ei poartă cruci uneori. Pentru unii tineri, sunt un părinte care niciodată nu înțelege. Un părinte pentru care, oricât de, ori de mult ar învăța, oricât de mult s-ar strădui, niciodată nu primesc un bravo, o apreciere, uh, un lucru pozitiv tuturor celor care poartă o cruce în această dimineață, o greutate în viață, vă pot spune că lucrarea Domnului nostru Isus Hristos nu s-a terminat la cruce. A existat o înviere și problemele noastre, ori de care ar fi ele, nu sunt veșnice. La fel cum Domnul nostru Isus Hristos a înviat, la fel avem și noi nădejde că și speranță că aceste probleme în care suntem acum se vor termina într-o zi și Dumnezeu va răspunde. Isus a experimentat crucea, Isus a experimentat învierea pentru a ne spune fiecăruia dintre noi în această dimineață: Rămâi în pace! uită-te cât de mult am făcut pentru tine și cât sunt gata să fac în continuare pentru a te mântui și a te scoate din orice fel de problemă. Ce poate să dea vieții noastre mai multă pace decât să știm că prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos suntem iertați, că numele nostru este scris în Cartea Vieții, că avem nădejde chiar și în moarte, în pandemie, avem pace cu Dumnezeu. Trebuie să fii important în ochii lui Dumnezeu pentru ca să-și dea fiul pentru tine. A doua relație în care dobândim pacea prin prezența Duhului Sfânt, în primul rând a spus pacea cu Dumnezeu, prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi a doua relație în care dobândim pacea prin prezența Duhului Sfânt este relația cu noi înșine. Și spunea cineva: Dacă nu găsești pacea în tine însuți, este inutil să o cauți în altă parte. Filipeni, capitolul 4, versetul 7, spune: Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Pacea lui Dumnezeu are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu, dar și cu relația noastră cu noi înșine. Am citit acum ceva vreme istoria cântării în engleză, spun titlul în engleză pentru că sună total diferit și schimbă importanța. It is well with my soul. Este bine cu sufletul meu. O cântăm și noi, doar că la noi este difer, sunt diferite cuvintele și cumva își pierde din greutate pentru că spune bine e în Isus bine e. Dacă această întâmplare a felului în care a fost compusă melodia a fost pusă la o conferință și cum s-a compus această melodie este foarte, foarte interesant. Un om de afaceri de succes și un judecător foarte cunoscut din America avea cinci copii și la un moment dat avea un băiețel și patru fetițe, la un moment dat a pierdut băiețelul care avea patru ani și prin pierderea aceasta a socotit fiind un om de succes că după pierderea băiețelului mai avea patru fete a socotit că ar fi bine să-și trimită soția și cu cele patru fice într-o vacanță în Europa. Și I-a trimis, lăsând ca el să revină și el în Europa împreună cu familia, după ceva timp, după vreo săptămână sau așa. Pe drum, după pierderea acestui copil de patru ani, pe drum, vaporul în care mergea familia, soția și cele patru fete, a suferit un accident. Și, în accidentul acesta, și-a pierdut și cele patru fete. Soția i-a ajuns în Anglia și a trimis o telegramă spunându-i, am rămas singură. Ce îmi rămâne de făcut? A pornit acest, acest, judecător și acest om de afaceri, a pornit în grabă înapoi spre Europa să-și întâlnească soția și capitanul vasului în care era, la un moment dat l-a chemat și a spus, aici este locul în care și-au pierdut viața copiii tăi. Și Spunea acest om care a povestit această întâmplare, că chiar în acel loc a, a luat naștere această cântare, It is well with my soul, este bine cu sufletul meu. Este un lucru foarte mare să te gândești că în mijlocul tragediei, în mijlocul pierderii, prin prezența lui Dumnezeu, prin prezența Duhului Sfânt în viața ta, să poți să treci peste aceasta și să spui, este bine, totuși este bine cu sufletul meu. Trăim într-o lume măcinată de griji, de frământări, de neliniști. Îmi aduc aminte săptămânile care au trecut. Ne-am frământat așa de mult doar cu plecatul nostru în România. Gândindu-ne, oare să plecăm, oare să nu plecăm, ce se va întâmpla, cum nu se va întâmpla. Virusul ăsta care acum ne, 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 ne afectează într-un fel mersul normal și, și normalitatea vieților noastre, pentru că în multe din deciziile noastre trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Putem să facem, nu putem. interzis, nu putem, mergem. Și ne dăm seama că. A frământat, frământă în aceste momente și întoarce parcă lumea întreagă pe dos. Unii oameni devin ei înșiși, prin faptul că stau în aceste lucruri negative și în aceste frământări, devin ei înșiși un virus pentru cei din jur. Pentru că sunt purtători de vești rele, purtători de pesimism. Roman 14, cu versetul 19, spune să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Un spat pozitiv pe care pot să-l dau fiecăruia și mi-l dau mie în primul rând, să nu stăm prea mult în lucrurile acestea negative pe care ni le oferă această lume, în lucrurile acestea ale fricii, pentru că noi înșine, vom ajunge să ne virusăm de tulburare, de neliniște, de nesiguranță. Și lucrul acesta îl vom face și cu ceilalți cu care vom intra în contact. Ia acest lucru, Motamo, urmărește lucrurile care duc la pacea și zidirea ta și a celor din jur. Filipeni 4 cu 6, Ne spune în mijlocul frământării și agitației cum să găsim pace cu Dumnezeu. Versetul 6 și 7 spune: Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Două lucruri ne spun aceste versete. În orice lucru adu totul înaintea lui Dumnezeu. Deci, în toată această lume a frământărilor, adu toate problemele tale înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și care este rezultatul? Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ne va păzi inimile. Pacea noastră este dependentă de relația noastră strânsă și continuă cu Dumnezeu. Atunci când suntem încercați de tulburare, de frică, de nesiguranță, să aducem toate grijile noastre, toate îngrijorările noastre înaintea lui Dumnezeu și vom primi pace din partea Lui. Uneori mergi la oameni și le spui că ai o problemă, o tulburare, o neliniște și constați cu dezamăgire. Că au aceleași probleme ca tine, poate chiar mai grave. De aceea, să nu uităm să mergem înaintea lui Dumnezeu în... înainte de a merge înaintea oamenilor, să mergem înaintea lui Dumnezeu. A treia relație, am spus, relația noastră cu Dumnezeu este o experiență spirituală în care trebuie să dobândim pacea. Relația noastră cu noi înșine este o experiență emoțională în care trebuie să dobândim pacea cu noi înșine. Și în al treilea rând relația în care trebuie să dobândim pacea prin prezența Duhului Sfânt este relația cu aproapele nostru. Aici avem cele mai mari diferențe, probabil cele mai mari probleme, pentru că este foarte greu, și o spun în primul rând pentru mine, este foarte greu să întorci celălalt obraz. Este foarte greu să oferi aproape lui tău a doua, a treia milă. Este foarte greu să dai și cămașa celui care deja ți-a luat haina. În lume există păreri greșite despre pacea cu aproapele nostru. Pentru cei mai mulți oameni chiar și pentru frații din biserică, lipsa conflictului cu cineva înseamnă pace. Dacă nu te-ai certat cu fratele, înseamnă că ai pace. Dacă nu ți-ai adresat niște vorbe rele, dacă n-ai avut un, un conflict direct, înseamnă că ai pace cu el. Chiar dacă nu îl pe fratele tău. Pentru alții, a avea pace cu ceilalți oameni înseamnă capacitatea lor de a se detașa de toți ceilalți. Îmi aduc aminte unul din colegii mei, zilele trecute, voia să mănânce un ou fiert și își curăța ou fiert și era cu privirea 100% la acel ou fiert. Și el, fiind brazilian, i-a spus unul dintre colegi. Acolo la voi în Brazilia e o situație disperantă cu uh, o situație foarte grea în privința acestui virus. Și a spus, auzi, singura mea fericire de care mă bucur în momentul ăsta e ouul ăsta pe care o să-l mănânc. Capacitatea asta de a te detașa de, de tot ce în jur nu înseamnă neapărat pace. Nu înseamnă că acest om era cuprins de pace și nu avea nicio problemă. Apoi, sunt unii oameni care sunt total indiferenți față de ceea ce face aproapele lui. Oameni asociali, oameni care se detașează total, nu vor să aibă relații cu ceilalți, Oameni care, dacă îi întrebi să-ți numere 2-3 prieteni pe care au cu care se simt mai apropiați, nu pot să-ți numere niciunul, pentru că nu vor să se implice în nicio relație, pentru că în felul acesta, crede ei, vor avea pace și nu vor avea de suferit. Indiferența nu înseamnă pace cu aproapele nostru. Apoi, există multe, chiar multe familii în care există acest handicap. Oamenii cred că au pace în familie, fiind împăciuitori peste măsură. Chiar și atunci când sunt călcați în picioare, chiar și atunci când demnitatea le este călcată în picioare, spune, eu de dragul păcii, am să primesc și lovitura asta. Doar de dragul păcii, fără măcar să discute, fără măcar să existe moment în care să, să comunice fiecare ceea ce simte. Nu aceasta este pace în familiile noastre. Atunci când unul dintre parteneri este cel care primește toate loviturile, unul dintre parteneri este tot timpul cel care își cere iertare. Pace în familie este atunci când amândoi își dau silința să rezolve orice conflict, să rezolve orice problemă, să vină de comun acord. Matei 5 cu 9 spune foarte clar Iisus Hristos în predica de pe munte, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu, pacea cu aproapele nostru, se face prin iertare. Pacea, lui Pacea cu aproapele nostru nu se face prin uitare, se face prin iertare. Aici probabil toți știm teoretic că trebuie să iertăm pe aproapele nostru. Cu toții știm discuția Domnului Iisus cu ucenicii de câte ori să iertăm pe aproapele nostru. Teoria ca teoria, practica știm bine că ne cam omoară. Sunt câteva sfaturi practice pe care aș dori să vi le las în această dimineață, în ce privește cum să dobândim, cum să menținem o pace cu aproapele nostru. Fie că este vorba de copiii noștri, de soțul, de soția, de prieteni, de frați. Primul lucru pe care vi-l spun în mod practic dacă vrei să trăiești în pace cu ceilalți oameni, dacă vrei să fii împăciuitor, dacă vrei să rezolvi o problemă între tine și aproapele tău, vorbește înainte cu Dumnezeu și apoi cu aproapele tău. Du-te mai întâi de te împacă cu aproapele tău, Al doilea lucru pe care pot să-l spun, în primul rând, dacă trebuie să rezolve o problemă între tine și aproapele tău, vorbește cu Dumnezeu înainte de a vorbi cu persoana. În al doilea rând, ia inițiativa. Nu contează întotdeauna rolul nostru în conflict, Întotdeauna ne vom dovedi maturitatea în relații prin felul în care abordăm conflictul și felul în care ne străduim să rezolvăm conflictul. Spune Psalmul 34 cu 14, caută pacea și aleargă după ea. Maturitatea noastră se va vedea și în dorința noastră, și în graba cu care ne străduim să ne rezolvăm conflictele. În al treilea rând, spune Cuvântul lui Dumnezeu. niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Atacă problema, nu persoana. Niciun cuvânt stricat să nu-ți iasă din gură atunci când ești într-un conflict cu aproapele tău. Atacă problema și nu persoana. Fă eforturi pentru a trăi în pace și pentru a rezolva conflictele. Roman capitolul 12 cu 18 ne spune, dacă este cu putință cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, fă eforturi, tot cât atârnă de tine, fă tot posibilul. Apoi, nu fă comparații în timp ce rezolvi o problemă cu aproapele tău. Atunci când rezolvi o problemă cu copilul tău, nu fă comparații, tu nu ești ca și sora ta, tu nu ești ca și fratele tău. Nici cu soția, tu nu ești ca și, tu nu ești ca și. Nu condamna, nu porunci, nu amenința. Toate aceste trei lucruri fac ca omul cu care ești într-un conflict să fie atacat în mod direct și decât să rezolvi un conflict, să-l faci să fie mai grav. Nu întrerupe atunci când ai un conflict și îl scurs pe aproapele tău. Lasă să-și spună și el partea lui. Nu întrerupe. Ai răbdare. Nu ridiculiza pe aproapele tău. Sunt mulți dintre noi și dacă avem un conflict, râdem în față celuilalt și spunem, pentru asta te-ai supărat, mă? Păi, numai pentru atâta. n ave niciunul, eu pentru asta nu mă supăram niciodată, dar hai, te înțeleg, în felul acesta, el se atacă și spune că nu este înțeles. Cooperează la rezolvarea oricărui conflict, întrucât atârnă de voi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, un lucru foarte important pentru noi ca soți, ca soții, ca și copii, fii flexibil. Probabil, cauza multor divorțuri în ziua de astăzi este lipsa flexibilității. Parteneri care, de dragul celuilalt, nu vor să schimbe nimic. Ei sunt inflexibili, ei rămân la fel, chiar dacă știu că ceea ce sunt ei, ceea ce fac ei, cauzează atâta suferință, nu contează. Ei rămân inflexibili în ceea ce fac. Lipsa flexibilității produce multe conflicte. Și, în ultimul rând, caută repararea relației, împăcarea. Nu rezolvarea problemei. Sunt unele probleme și unele diferențe pe care trebuie să le privim ca atare. Nu vom putea să cădem de acord cu toate lucrurile. Problemele care, care apar între noi nu întotdeauna se vor rezolva. Nu întotdeauna vom găsi acel punct comun în care să fim total de acord și să mergem înainte 100%. Să nu căutăm întotdeauna rezolvarea problemei. Să căutăm întotdeauna găsirea păcii în relație și rezolvarea relației și a conflictului, nu a problemei. 2 Corinteni capitolul 5, versetul 18 spune: Dumnezeu ne-a împăcat cu el prin Isus și ne-a încredințat slujba împăcării. Aș vrea să spun cu toată responsabilitatea în această dimineață. Tu însuți, eu însumi suntem responsabili în rezolvarea conflictelor. Ție și mie, Dumnezeu ne-a dat această responsabilitate și această slujbă a împăcării. Noi nu suntem acei oameni pasivi care așteptăm tot timpul să fim trași de mânecă ca să ne, ni se rezolve conflictele. Trebuie să fim oameni responsabili în a rezolva și în a lua hotărâri pentru a rezolva conflictele. Sunt sute de versete. Căutați în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt sute de versete care vorbesc într-un mod extraordinar despre pacea noastră cu Dumnezeu, pacea noastră cu noi înșine, pacea noastră cu aproapele nostru. În încheiere, aș dori să vă citesc câteva versete, așa cursiv, fără, pe care le-am scris, care să fie ca o încheiere. Căutați în casele dumneavoastră și vedeți, Dumnezeu vorbește mult despre pace pentru că pacea este un aspect important din viețile noastre. Atunci când trăim în pace, pricepem altfel lucrurile. Atunci când suntem, inima noastră este plină de pace, înțelegem altfel, trăim altfel, avem altfel de relații. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii ci al păcii. Dumnezeu ne-a dat pacea Lui care întrece orice pricepere. Împărăția Lui Dumnezeu este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Trăiți în pace și Dumnezeul Dragostei și al păcii va fi cu voi. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Pacea lui Dumnezeu ne va păzi inimile în Hristos Isus. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. Multă pace au cei ce iubesc legea lui Dumnezeu. Și în încheiere, pot să se mute munții. Pot să se clătine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Roada Duhului este pacea. Fiecare creștin trebuie să experimenteze pacea lui Dumnezeu în trei relații. Relația cu Dumnezeu, fiecare trebuie să aibă o experiență spirituală cu Dumnezeu. Relația cu El însuși, o experiență emoțională. Și relația cu aproapele nostru, o experiență relațională pe care trebuie toți să o avem cu aproapele nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pacea Lui!